La începutul acestei săptămâni, jucătorii Olimpiei Râmnicu Sărat au efectuat prima ședință de pregătire din 2016. Având în vedere maniera excelentă în care elevii lui Marius Târâlă s-au descurcat în prima parte a campionatului, lotul Olimpiei nu a suferit modificări, astfel încât staful tehnic dorește să se bazeze pe aceiași jucători din turul campionatului. Mai mult, râmnicenii s-au întărit datorită revenirii lui Eduard Chivu după împrumutul de la divizionarea secundă Gloria Buzău din prima parte a campionatului. O reuniune cu un număr mare de jucători, număr de 26, cuprinzând aici inclusiv juniorii A de la Centrul de Copii și Juniori. Avem în viitor, să zic așa, în perspectivă pentru returul acesta, promovarea în continuare a 2-3 jucători din junioria și să reușim inclusiv pe perioada returului să facem un parcurs cât mai bun, precum a fost cel din tur. Evoluțiile foarte bune ale jucătorilor Under 19 din lotul echipei de seniori preconizează câteva nume noi la capitolul veniri, unul dintre principalele obiective ale Olimpiei din acest sezon fiind acela de a promova mai mulți jucători tineri din propria pepinieră. Șansele sunt destul de mari să reușească datorită faptului că cel mai bun exemplu au fost ceilalți juniori care au debutat în turul de campionat, în număr de 9, și au dat dovadă pe parcursul turului la juniori că pot face față la un nivel mai înalt, ținând cont că au învins inclusiv Steaua, care la momentul respectiv, chiar și la momentul acesta, este pe primul loc și neînvins în campionat, cred că spune tot despre forța grupului și a jucătorilor de la junioria. Săptămâna aceasta este dedicată reacomodării la efort cu antrenamente la baza proprie, după care urmează și seria amicalelor, iar la începutul lunii februarie jucătorii vor efectua vizita medicală.